Din Cartea Sfântă, din 2 Samuel, capitolul 7. Un moment de bine al împărăției lui Israel. Un moment în care David, așa cum spune titlul, dorește să zidească o casă lui Dumnezeu. 2 Samuel, capitolul 7, primele 22 de versete. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, a zis prorocului Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Natan a răspuns împăratului: du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort drept locuință. Pretutindeni pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vreunea din semințiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând: pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, le-am sădit ca să locuiască în el și ca să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu, Israel, ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și când vei fi culcat cu părinții tăi, eu voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu onuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule, tu vorbești despre casa robului tău și în viitor și binevoiesc să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Și încheie David rugăciunea: ce mare ești tu, Doamne Dumnezeule, căci nimeni nu este ca tine și nu este alt Dumnezeu afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, într-o zi de sărbătoare, mă alătur și eu vocilor care îl laudă pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru merită lăudat, glorie Lui. Tot ce se întâmplă aici, tot ce se întâmplă în biserica Lui, face parte din marea companie a Lui, care se numește Împărăția Lui Dumnezeu. La Negrești, în aceste zile, a înaintat Împărăția Lui Dumnezeu. E lucrarea Lui și eu laud pe Dumnezeu pentru tot ce ați făcut pentru gloria Lui. Știu că sunt tot felul de oameni care nu prea consideră că astea ar fi ale Domnului. Însă eu cred, dragii mei, că toate proiectele astea sunt pentru slava Lui. Sunt un soi de oameni focusați pe săraci, pe misiune, care din totdeauna au cârtit când s-au făcut lucruri frumoase. Știm bine că și în Scriptură, atunci când
Cineva a făcut un gest de generozitate excentrică, s-au găsit câțiva spiritual să spună, Doamne, asta e risipă. Banii ăștia se puteau da la săraci. Duhul ăsta a fost acum 2000 de ani. Și Iisus răspunde foarte interesant și spune, dați-i pace. Ea a făcut un lucru frumos. Pentru Dumnezeu nu doar hrănim săraci, pentru Dumnezeu nu doar mergem în Africa, pentru Dumnezeu nu doar dăm bani la văduve, pentru Dumnezeu avem tot dreptul să facem lucruri frumoase. Iisus a premiat, Iisus a aplaudat, Iisus a spus, dați-i pace. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Eu cred că această clădire poate fi declarată un lucru frumos pentru Domnul. Și pentru asta vă felicităm și pe dumneavoastră. Domnul să vă răsplătească. Domnul să vă binecuvinteze. Ați făcut un lucru frumos pentru Domnul. De acum până la răpire postiți și vă rugați într-o clădire frumoasă și așteptați pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Și să fie biserica lui, fac încă o urare aia care nu-i în ziduri, cum cântăm noi, noi suntem biserica, să fie biserica lui, aia formată din pietre vii, cel puțin la fel de frumoasă ca și clădirea care vă adunați. Amin. Ziceți amin că asta e binecuvântare, nu blestem. Dragii mei, m-am oprit la un pasaj într-un moment care poate cum, oarecum seamănă cu momentul dumneavoastră. Spune cuvântul aici, când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau. Primul verset ne spune că David era într-un context de liniște, un context de pace, un moment de bine. Și ce face omul când îi merge bine? Vrea provocări. Când suntem în necaz, vrem să fim eliberați. Când ne merge bine, iar nu-i bine. Vrem provocări. Într-un moment de bine, David vrea o provocare. Să facă ceva. Cam așa văd și eu lucrul acesta. Eu nu știu cum era înainte exact, dar mie mi se părea frumoasă. Dar așa ca și David și voi, într-un moment de bine, pastor tânăr și neliniștit, bani aveați și aveți, energie aveți, v-ați gândit să faceți ceva nou. Hai să facem ceva pentru Dumnezeu. Cam așa văd eu momentul ăsta la David. Doamne, îmi merge bine, războaie nu mai am, resurse sunt, aș vrea să fac ceva pentru gloria ta. Și vine o idee. Ei n-aveau ce renova. Vreau să facem un templu ca pentru Domnul. Vreau să vă întreb, biserică din Negrești, gândul lui David a fost un gând bun? Da, cum să nu? Frații mei, n-au vrut să facă o discotecă. N-au vrut să facă templu la Baal. N-au vrut să facă nu știu ce birt. Nu, a vrut să facă o casă pentru Dumnezeu. Eu sunt convins că era un plan extraordinar. Și, bineînțeles, David, ca un penticostal bun, nu s-apucă de treabă până nu merge la proroc. Că ne place la planurile noastre să pună ștampila și Duhul Sfânt, frate, a zis Domnul. Și David se duce cu planul la Dumnezeu. Și când îl vede prorocul Natan, furat de frumusețea planului, se uită Natan la proiect, vede măreția gândurilor împăratului și Natan îi răspunde, iată, spune Natan, a răspuns împăratului, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Opa, prorocul a luat-o înaintea Domnului. Prorocul se lasă furat de ce vede. Dragi frați care prorocii și surori scumpe, să nu prorociți niciodată după ce vedeți. Dacă vezi batic, nu livra prorocie de bine. Și dacă vezi unghii și verighetă, nu livra prorocii de rău. Noi, robii Domnului, vorbim ce ne dă Dumnezeu. Chiar mi-amintesc de un văr de al meu, m-am dus cu el la proroc. Un proroc bun de altfel și era cam pletos. Tare ne-a fost rușine, zic, mă, sigur îl mustră, să vă lăsa ispitit, era părul cam mare. Ce bine i-a vorbit Dumnezeu în ziua aia. Toți ne-a cum la, nu prea era el ce trebuie. Și Domnul îi vorbea de bine, și promisiuni, și zic, mă,
Interesant că omul ăsta e conservator, dar nu s-a lăsat furat. Și culmea, vărul ăsta meu pletos a ajuns nepotul lui Jim Simbala din America. Domnul a avut un plan, este cinere de păstor, slujește, dar la ora aia nu prea arăta. Uite, și Nathan o ia înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, Nathan, te-ai grăbit puțin. N-ai vrea să te duci să spui ce zic eu? Și Nathan a doua zi, cu capul plecat, nu știu cum mi-a fi zis, dar cred că vinesc, împărate, te rog să mă ierți. Ieri ți-am zis de la mine. Așa vorbește Domnul. Și iată cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt mai puțin plăcut. Îmi place versiunea din 2 Samuel, capitolul 7, însă îmi place și mai mult versiunea care este în Împărați, unde spune Solomon, amintindu-și, și Domnul a zis tatălui meu David, auzi ce frumos îi vorbește Dumnezeu lui David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numelui meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Întâi Împărați 8:18. Dumnezeu ca un tată bun se uită și spune, David, bravo, să știi că îmi plac ideile tale. Ai idei faine, e bine, bine ai făcut că ai avut acest gând. Îmi place, David, să știi că ai idei foarte bune și ai sentimentul că semaforul e verde. Numai că dintr-o dată semaforul se face roșu. Următorul verset spune așa, numai că nu tu. Și dintr-o dată semaforul verde se face roșu. David, I'm sorry, îmi pare rău, nu tu. Tare s-o mai desumfla David. Știți ce învăț eu de aici, dragi credincioși? Ideile noastre pot fi bune, dar ideile noastre bune nu sunt întotdeauna voia lui Dumnezeu. Plan bun, bravo, zice Dumnezeu. David, chiar ai idei, ești genial, dar ascultă-mă, nu-i voia mea. Viața noastră nu se călăuzește după ideile noastre bune. Viața noastră se derulează după un plan al lui Dumnezeu. Uneori, cele mai nobile gânduri ale tale nu sunt voia lui Dumnezeu. El însuși spune, atât de frumos în Cartea Sfântă, cât sunt de sus cerurile față de pământ. Atât sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre. Oameni buni, să nu vă încredeți în planurile voastre, niciodată. Și întotdeauna în planurile voastre implicați-L pe Dumnezeu, glorie Lui. El știe care este voia Lui. Și aș spune așa, gândurile noastre sunt bune, ale lui Dumnezeu sunt cele mai bune. Glorie Domnului! Gândurile lui sunt a noastre, sunt bune, gândurile lui sunt întotdeauna cele mai bune, mărit să fie Domnul! Și de altfel, când vorbim de prorocie, vreau, dați-mi voie să revin, David face o greșeală pe care mulți pentecostali o fac. Ne ducem la Dumnezeu cu planurile noastre, dar dă bine să pună și Dumnezeu ștampila. Doamne, nu e așa că vrei să mă căsătoresc cu? Și insistăm să pună și Dumnezeu ștampila, atenție, pe planul nostru. Doamne, eu aș vrea să fac o afacere, Doamne, aș vrea să fac cu tare slujire, o organizație, dar nu e așa că și Tu ești de acord? Dragilor, la Dumnezeu se merge cu hârtia goală. Nu te duc cu planurile tale la un Dumnezeu care știe ce e mai bine. Du-te cu hârtia albă și lasă-L pe Dumnezeu să scrie acolo. N-ai vrea să lași pe Dumnezeu să scrie El povestea vieții tale? Că dacă nu te vei trezi cu semaforul la roșu, ai avut un gând bun, da, poate că sunt aici băieți care visează la căsătorie și se roagă și poate ai pus ochii pe o fată bună și frumoasă. Și zici, sigur e de la Domnul și e cea mai bună fată și Domnul zâmbește ca la David, spune, mă băiete, bine ai avut, ai gusturi faine, numai că încă 5 să uită la aia, că toți o vor pe aia pocăită și frumoasă, nu? Și Domnul spune ție, ăla entuziast, dragule, ai gusturi faine, e bine că vrei așa fată pocăită, dar nu tu. Este unul la care îi stă și mai bine lângă ea. Și te desumfli și suferi. Și vrei să faci o lucrare și îți vorbește Domnul că te va înălța o treaptă și vrei și tu, poate, diacon, comitet și Domnul îți zâmbește și ție și spune
Cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Slavă Domnului. E bine că vrei, numai că nu, nu tu. Și ești primul sub linie, și ești supărat pe toți prorocii, și nu mai știi care-i treapta. Nu așa că de multe ori Dumnezeu ne dezamăgește? Să, dragii mei, o face pentru că gândurile Lui sunt altele? Când te dezamăgește viața sau Dumnezeu nu uita, gândurile Lui sunt cele mai bune. Oh, de câte ori n-am fost și o refuzat de fete și plângeam și, Doamne, dar unde, cum și cum, dar asta e cea mai bună. Și întotdeauna Dumnezeu are o idee mai bună, nu știu cum. Scoate El asul din mânecă și la final spui, măi, o meritat. Și acum că mă uit în urmă, chiar din toată inima zic, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai avut o idee mai bună. Și are și cu privire la afaceri, și are și cu privire la viitorul tău, lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească după planurile Lui. Pentru că nu uita, gândurile tale sunt bune, ale Lui Dumnezeu sunt întotdeauna cele mai bune. Mărit să fie numele Domnului. Ce frumoasă rugăciune face psalmistul în Psalmul 119, în versetul 122. Ia sub ocrotirea ta binele robului tău și nu mă lăsa apăsat de niște îngânfați. N-ați vrea, dragi creștini, acum la negres să facem rugăciunea asta? Doamne, ia în mâna ta binele familiei mele. Nimeni nu poate să vegheze asupra binelui tău așa cum veghează Dumnezeu. Amintesc despre mine o poveste veche din viața mea, mai povestit cu alte ocazii. Când am terminat institutul, aveam planuri mari. Și am o prorocie. Tinere, la Pașcani, mă vorbește Domnul, ai în fața ta două planuri, unul mic și unul mare. Nu cumva să mergi pe ăla mic. Du-te pe ăla mare. E, planul meu era să mă duc în America, să fac un master. Ce credeți că m-am gândit? Și eu cadavim, mă, planul mare sigur e America. N-are cum, dolari, bani, America. Convins că ăsta e planul mare. Ăla mic nici nu mă interesa. Dom'le, planul mare, mă duc la examen de limbă și îl iau. Slavă Domnului! Zic, ăsta-i plan. Iau TOEFL-ul, nu prea știam eu nu știu ce, dar l-am luat. Aplic la facultate, la Dallas, admis. Îmi dă și bursă, găsesc și sponsori, totul e perfect. Zic, măi, sigur ăsta-i plan. Un plan mare de binecuvântare în America. Numai că lipsea ceva. Viza. Mă duc la viză și mă refuză. Știți, sunt oameni care atunci când ușile vieții sunt închise, le spar cu capul, da? Sunt tineri care se încăpățânează, așa am fost și eu, un tânăr încăpățânat. Dar ascultați-mă, când încercăm să spargem cu capul ușile închise de Domnul, ne alegem doar cu cucuie. Atât, plângi, te zbați, două cucuie, te mai refuză o fată, pentru că nu vrei să înțelegi. Și Dumnezeu te lasă, dă cu capul. Mă duc a doua oară la București după o săptămână, cine face asta? Încă o tură de bani, mă duc acum cu diplomă, mă duc cu extrase de con, mă duc cu toată armata, n-are cum, Doamne, Doamne, îi spun asta. Tu n-ai înțeles, numai nu i-am spus, ăsta e planul Domnului. Uite-te aici, am trei diplome de facultate, absolvent de fizică, absolvent de, nu știu, de informatică, de teologie. Doamne, eu nu mă duc să lucrez în America, eu chiar vreau să fac o școală. Știți, când Dumnezeu vede că ai Lui copii, nu mai pricep nici prorociile, nici semnele, nici vedenile. Dumnezeu începe să-ți vorbească prin măgărița lui Balam. Aia e ultima șansă. Mă iertați-mă că o compar pe consul american cu măgarul ăsta lui Balam, dar cam așa a fost la mine. A început să vorbească de la Dumnezeu, parcă era proroc, consul american. Domnule, o zis aia zâmbind, apreciem diplomele dumneavoastră. Apreciem rezultatele, notele, știm că sunteți un student bun, dar zice ea, parcă o prorocit, dacă tot ești atât de bun, o zis, rămâi în țara asta și fă ceva bun pentru ea. Și am înțeles că îmi vorbea Dumnezeu. Și de la Dallas am ajuns aici la Sighetul Marmației. Ăla era planul mare.
Ce e mic în ochii noștri, uneori e mare în ochii lui Dumnezeu. Și ce este mare în ochii noștri, este mic în ochii lui Dumnezeu. De aceea zic, Doamne, deschide-ne ochii să înțelegem planurile tale. Că ești în pragul căsătoriei, că vrei să faci o afacere, că vrei să faci o slujbă, că ai o viziune, nu știu. Ascultă-mă, lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească. Slăviți să fie Domnul. În momentul acesta de supărare, Dumnezeu în bunătatea lui zice, David, nu mă lași pe mine să-ți prezint perspectiva mea? Da, ești supărat, ești bosumflat, ți-am dat de toate și ești nemulțumit că nu te las să faci un templu. Lasă-mă să-ți prezint eu versiunea mea asupra vieții tale. Și Dumnezeu îl ia pe David de mânuță și face un tur al istoriei poporului Israel și un tur al familiei lui. De aceea predica mea se intitulează Să nu uiți. Parcă îl văd pe Dumnezeu zâmbind și zicând, David, să nu uiți. Și Dumnezeu îi amintește lui David câteva lucruri. Primul lucru, să nu uiți. Acum așa să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Dumnezeu aici are un pic de simț al umorului. Zice, David, îți amintești de unde te-am luat? Adică îi spune exact, te-am luat de la oi. În psalmul, într-unul dintre psalmi, cuvântul este un pic mai grafic, nu i-a plăcut lui David, zice acolo, a ales pe robul său David, psalmul 78 cu 70, l-a luat de la staulele de oi, l-a luat din dărătul oilor care alăptau. Adică Biblia zice pe șleau, l-am luat de la coada vaci. David, ce nu-ți convine? Te-am luat de la coada vacii și te-am făcut împărat. Nu-i destul? Este primul să nu uiți în momente din astea. Într-un moment de bine al bisericii, să nu uiți de unde ai plecat. Niciodată, frați și surori din Negreș, să nu uitați niciodată de unde ați plecat. Vedeți, orice măsurătoare se face după niște repere. Dacă eu vreau să măsor acest tamvon, eu nu pot să măsor de unde vreau eu. Da, măsor de aici, măsor de aici, nu. Trebuie să-l măsor de aici și până aici. Ai nevoie de sisteme de referință. Ai nevoie de acel moment zero. De unde măsori? Știți de ce în viața noastră apare nemulțumirea? Pentru că am uitat de momentul zero. Pentru că am uitat de unde ne-a scos Dumnezeu. Pentru că am uitat cum era acum 50 de ani. Și Dumnezeu îi spune lui David, David, amintește-ți, te-am luat din dărătul oilor și te-am făcut împărat. De ce ești bosumflat? Liniștește-te! Fii mulțumitor! Parcă îl văd pe Dumnezeu zicând, măi David, acum înțeleg că tu ești mare împărat, da? Uite-te un pic în buletin. Tot Betleem scrie. Chiar nu-i destul cât am făcut? David, îi fii tu pe la Paris, da? La tine acolo, la buletin, tot certeze. Gherța mică, mică, nu? Dobric. Că mănânci pe la Londra, că umbli prin Paris, avioane, totuși să nu uiți de unde ai plecat. Când îți amintești de unde te-a scos Domnul, să știi că vine Duhul de mulțumire. Gratitudinea, recunoștința se naște când te uiți în urmă și vezi momentul zero. Câteodată mă mai supăr pe nevastă că nu-mi place mâncarea, dar îmi revin foarte repede. Că mi-amintesc câte baxuri de supe la plic am mâncat eu în Ucraina. Și una, două pleacă duhul de nemulțumire. Că zic, mă, stai un pic, femeia asta îmi gătește. Nu, a ieșit așa de bine ca și ieri, dar amintește-ți de supele la plic. Câteodată mai mă supăr pe mașina pe care o am, că nu e cea mai grozavă și zic, Doamne, ce-i cu rabla asta, gunoiul ăsta și Dumnezeu mă amintește că au fost vremuri când am mers cu ocazia în misiune și mă ploua. Și mă lăsa o mașină și mă lua alta și era noapte și nu găseam mașini. Dragii mei, întotdeauna Dumnezeu vrea să ne uităm în urmă. Nu e așa că Dumnezeu ne-a făcut mult bine?
N-ați vrea să vă uitați în urmă, voi care sunteți din Negrești, cum a început biserica aceasta? Vă amintiți locațiile acelea cu căsuțele alea mici, în care erați înghesuiți, fără aer condiționat? Vă întreb, a fost bun Dumnezeu? Să nu uităm, oameni buni, că Dumnezeu este Cel care ne-a dus dintr-un loc în altul. Nu uita de unde ai început. Nu uita cât de greu a fost la început, cum se predica, nu era orchestră, da, nu era cor, nu era aer condiționat, nu era carpet. Poate că sunt oameni nemulțumiți, poate că ați vrea altceva, nu știu. Însă Dumnezeu vrea să semene în inimile noastre mulțumire în seara asta. Slăviți să fie Domnul pentru tot ce a făcut pentru noi. Poate ești nemulțumit de casa ta. Și aici, într-adevăr, în zonă, e competiția mare. Ai vrea și tu, încă un etaj, da? Adu-ți aminte cum ai început. Mai ales familiile mai în vârstă, mă amintiți că ați început căsnicia în garsoniere confort zero. Și confortul era chiar zero. Și acolo ai început căsnicia și ai ajuns să ai mulți bani, ai ajuns să ai afaceri. Dumnezeu te cheamă în seara asta să te uiți un pic în urmă, uitându-te în urmă, la locul în care a început tot. La copilăria ta, tu care ai fost binecuvântat de Dumnezeu, nu vei putea decât să zici ca și David: Doamne, îți mulțumesc. Când prorocul acesta, Natan, îl duce pe David unde trebuie, la momentul zero, David face o rugăciune extraordinară. Ascultați rugăciunea lui David și sper că în seara asta vei face și tu rugăciunea aceasta. David spune: și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, frumoasă rugăciune. Auziți ce spune David? Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Aleluia! Mărire Domnului! Când te uiți la reperul zero și te uiți unde ești astăzi, vei spune ca David: Doamne, n-am meritat și nu merit să fiu unde sunt astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Îi mulțumesc Domnului că m-a scos dintr-o familie cu 12 copii. N-am avut camera mea niciodată până la 25 de ani. Și acum am o casă mare cu 4 camere gole. I-am spus nevestii, în cap primii 10 copii, dar nu vin. Și nu dorm în niciuna. Cea mai mare parte a anului dorm în living jos. Și am o casă frumoasă și am soție și pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus unde sunt. Haideți să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Când David inaugurează templul, e un pic de bucurie acolo. Se împarte carne, turtă cu stafide, David țopăie, îi cântare. Să nu fim posomărâți, Dumnezeu ne-a făcut bine, glorie Lui. Să nu uiți de unde ai plecat, să nu uiți cum ai început, să nu uiți de copilăria ta, de felul în care mâncai, de felul în care erai îmbrăcat. Nu uitați confortul de atunci, nu uitați bisericile de atunci. Și știu că sunt mulți nostalgici care spun că era mai bine, însă eu cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Eu cred că biserica evoluează, mergând spre răpire, înaintând spre apusul istoriei, biserica crește din slavă în slavă. Și eu laud pe Domnul că biserica din Negrești a ajuns unde este. Amin. De asemenea, dragii mei, mă uit și văd că Dumnezeu nu se oprește la atât. Dumnezeu nu este angrosist. Nu-i spune doar, știi, te-am scos de la oi. Începe Dumnezeu un text și îl plimbă la toate stațiile vieții, la toate bornele kilometrice ale vieții și enumeră toate binecuvântările cu răbdare. Dumnezeu nu se grăbește. Ai impresia că e revelion și David își face un bilanț complet. Spune cuvântul așa, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Am dat un loc poporului meu lui Israel, l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul meu Israel. Ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Amin. Cât de detaliat este Dumnezeu. Și spune David, lasă-mă să-ți enumăr.
Și cu alte cuvinte, parcă îi spune Dumnezeu: David, nu numai să-ți amintești de unde ai plecat, privește la tot parcursul vieții și nu uita nici una dintre experiențele tale cu mine. Frații mei, în al doilea rând, să nu uităm niciodată experiențele cu Dumnezeu. Nu fiți zgârciți în a mulțumi pentru fiecare binecuvântare. Lui Dumnezeu nu-i plac rugăciuni generale: Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Nu, iată-L pe Dumnezeu că insistă: David, hai să-ți mai spun. Îți amintești? Și stai să-ți mai spun. Dar de asta îți amintești? Și Dumnezeu îl ia de mânuță și înșiră toate binecuvântările vieții. Această seară de popas ar fi frumos să ne uităm în urmă și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. Eu nu cunosc istoria bisericii, dar sunt convins că Dumnezeu v-a călăuzit. Gândiți-vă la felul în care Dumnezeu a făcut tranziția pastorală. E un har al lui Dumnezeu că aveți păstor tânăr. În alte biserici, după cum știți, tranziția este greoaie și uneori eșuează. Nu-i harul Domnului că aici s-a făcut tranziția de la o generație la alta cu bine și cu pace? Vedeți harul Domnului în asta? Amin, nu prea ziceți amin. Nu vă place păstorul? Aveți echipă tânără, aveți frați, aveți aici dirijori tineri, foarte tineri. În alte biserici nici n-au voie să dirigeze fetele. Nu mai vorbim de fete adolescente. Uite, la voi e binecuvântarea asta. Aveți copii care cântă la instrumente. În alte părți, copiii spă la balcon sau în curte. Aveți formații. Nu e un oraș foarte mare. Aveți o biserică mare. Aveți mulți credincioși. Totuși sunt tineri înnegreși, chiar dacă în alte părți nu mai sunt. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. E pace în România. Nu știm câtă vreme. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că astăzi în România este pace. Și Dumnezeu să-L țină pe Putin departe de noi. Știți, întreba cineva pe un rabin odată: domnule rabin, există în Tora, în Scriptură, vreo binecuvântare pentru împărat, pentru țar? Și rabinul zice: Dumnezeu să-L binecuvinteze pe țar departe de noi. Așa și eu, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe Putin departe de România. Să n-ajungă niciodată pe la noi. E harul lui Dumnezeu că în România e pace. E harul lui că suntem sănătoși, când epidemiile sunt tot mai frecvente. De aceea să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. Știți, Dumnezeu întotdeauna, când se prezintă pe sine lui Israel, de exemplu în Exod 20, când se dau poruncile, cele 10 porunci încep cu un anunț foarte interesant. Eu sunt Domnul care te-am scos din țara Egiptului. Dar de ce, Doamne, trebuie să le scoți ochii? Uite, Dumnezeu când se prezintă pe sine, unul din numele Lui este Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. De ce zice asta oare? Ca poporul Israel să nu? Uite. Într-o altă ordine de idei, de ce dă Dumnezeu sărbători poporul Israel? Pentru ce atâtea sărbători în Israelul modern? N-ai voie aia, n-ai voie cealaltă, mătură cu periuța, bai Purim, bai Hanuca, bai Paștele, bai Rusalile. Oare de ce a dat Dumnezeu sărbători? Apropo de unii care sunt împotriva sărbătorilor. Dumnezeu nostru este Dumnezeu al sărbătorilor. De-aia am venit cu drag la sărbătoare. Mulțumesc că m-ați invitat. Că și lui Dumnezeu îi plac sărbătorile, că El a inventat sărbătorile. Și Dumnezeu poruncește în Biblie o sărbătoare pentru fiecare izbăvire. Și scopul sărbătorilor din vechime era tocmai acesta: poporul Israel să-și amintească minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De exemplu, sărbătoarea Paștelui. Dumnezeu îi spune evreului așa: să nu mănânci cu tare aluat dospit, să mănânci verdețuri amare, să mănânci carne friptă în foc, să nu rămână nimic până a doua zi, oasele care mânsă să se ardă. Și parcă te întreb: Doamne, de ce atâta zoală? De ce atâta curățenie? De ce amărăciuni? De ce n-ai voie să îndulcești? Și ascultați ce spune Dumnezeu: fă toate astea ca atunci când te va întreba copilul tău: tată, de ce? Pentru ce mâncăm verdețuri amare? Pentru ce mâncăm miel fript în foc?
Pentru ce nu avem voie să mâncăm pâine ca în fiecare zi? Și Domnul spune acolo, tu să-i spui copilului tău, pentru că Domnul ne-a izbăvit din mâna lui Faraon. Sărbătorile aveau ca scop să-și amintească oamenii de toate binecuvântările Domnului. De aceea, dragi creștini din Negrești, haideți să sărbătorim victoriile Domnului. Să-i mulțumim pentru soți și soții, să-i mulțumim pentru copilașii care cântă. Într-o lume a negativismului, într-o lume a predicilor caustice, aproape masochiste, dragii mei, să mai și celebrăm, Dumnezeu a fost bun cu Israel. Dumnezeu a fost bun cu biserica din Negrești. Dumnezeu este bun cu voi. Eu m-am bucurat de cântări, m-am bucurat de înnoirea bisericii. Priviți cu ochi buni schimbările, nu fiți oamenii împietriți, care orice schimbare e rea. Oamenii nostalgici, boala omului, pe măsură ce înaintează în vârstă, e nostalgia. Ce era, era bun, tot ce e nou e rău. Oameni buni, Dumnezeu vrea să fim mulțumitori în seara asta. Dumnezeu a făcut ca biserica aceasta să prospere, să progreseze. Și eu laud pe Dumnezeu, că ziceți voi amin că nu, eu laud pe Dumnezeu pentru toate victoriile Lui din orașul acesta. Dumnezeu a mântuit, Dumnezeu a vindecat aici, Dumnezeu a eliberat, este locul în care Dumnezeu și-a proslăvit numele. Amintește-ți toate astea, stai de vorbă cu Dumnezeu și bucură-te. Amintește-ți o cântare frumoasă, cânta un grup pe nume Eli mai de mult, spunea atunci când viața este grea, și treci prin necazuri, spunea cântarea, în pustiul vieții, ia cu tine merinde atâtor amintiri. Dragii mei, când viața este grea, și poate sunt aici oameni încercați, și nu mai vezi nimic înainte, uită-te înapoi. Uită-te înapoi, când ești undeva într-un loc întunecos, uită-te înapoi, când credința ți-e mică, experiențele tale cu Dumnezeu îți vor spune că Dumnezeu există, că Dumnezeu face minuni, glorie Lui. Experiențele tale îți vor spune că Dumnezeu a mai rezolvat probleme ca cea prin care treci astăzi. Când ești bolnav, amintește-ți că Dumnezeu te-a mai vindecat odată. Amintește-ți că a mai rezolvat problema familiei tale, că a răspuns la rugăciuni. O, Doamne, îți mulțumim pentru toate binecuvântările tale. Și dați-mi voie la gândul acesta să citesc, sau să închei, dacă vreți, cu psalmul 103, atât de cunoscut nouă. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Haideți să ne amintim, să nu uiți, El îți iartă toate fără de legile tale. Doamne, îți mulțumim pentru iertarea ta. El îți vindecă nu aproape toate, nu toate minus cancerul. El îți vindecă toate bolile tale, mărit să fie Domnul. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. Și auzi, chiar pentru tine care ești în vârstă, El satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Poate ești asuprit, auzi ce spune cuvântul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Și versetul 8, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Măriți să fie acest Dumnezeu. Amintiți-vă de bunătățile Domnului, oameni buni. Dumnezeu să ne dea bucuria în seara asta. Am predicat și la noi lucrul acesta, nu știu de ce mi se pare că am cam ucis bucuria. O tot dăm cu bucuria în lacrimi. Și nu ne mai știm bucura. Nici ca și carismaticii, dar nici ca bătrânii care se bucurau odinioară. Suntem ca niște copaci în pădure. Nu ridicăm mâinile, nu strigăm aleluia. Eu l-am spus la frați duminica trecută. Mă, fraților, dacă nu strigați aleluia, eu iau un cutter și mă duc și tai cuvântul penticostal de la intrare. S-o speriată frații. Mă, ăsta merge și ia cutterul. Ori învățăm să ne bucurăm, ori ne schimbăm numele. În biserica penticostală întotdeauna au fost amin, au fost aleluia, au fost strigăte, au fost mâini ridicate, au fost mulțumiri gălăgioase, ne-am prea civilizat. N-am luat caterul, le-am spus să stea liniștiți, dar dacă nu strigă aleluia, cred că le iau. Și aici e biserica penticostală, oameni buni. Când ne amintim de bucuriile lui Dumnezeu, ar trebui să fim plini de bucurie. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi. Mărit să-i fie numele. Dragii mei, un ultim gând, nu vreau să lungesc foarte mult programul, am fost decalat puțin de sistemul de sunet și de alte lucruri de organizare. Interesant este că în textul pe care l-am citit în această seară, la undeva la jumătatea pasajului,
Scriptura schimbă sau Dumnezeu schimbă timpul verbelor. Dintr-o dată, Dumnezeu începe să vorbească la viitor. Auziți ce spune Biblia aici? Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă, o voi întări pe vecie, scaunele domniei al împărăției lui. Eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Și auzi, ci casa ta și împărăția ta voi dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Amin. Parcă și mai mult decât până acum se vede bunătatea unui Dumnezeu care vorbește la viitor. Gloria lui Dumnezeu! Știi că Dumnezeu vorbește la viitor despre casa ta? Știți că Dumnezeu vorbește la viitor despre biserica aceasta? Nu e mare har să vorbească Dumnezeu la viitor? Politicienii vorbesc la viitor, dar mint. Ei n-au nicio legitimitate să-ți vorbească la viitor. Voi face, voi drege. Și la fiecare set de alegeri am fost dezamăgiți. Însă iată unul care are drept să vorbească la viitor. E Dumnezeu, glorie lui. E singurul care ce zice, face. E singurul care prezice viitorul. E singurul care spune, am gânduri de pace. Am un viitor și o nădejde pentru voi. Doamne, îți mulțumesc că și în seara asta ne aduci aminte un al treilea lucru. Să nu uităm niciodată promisiunile tale. Așadar, dragii mei, în al treilea rând, să nu uiți promisiunile lui Dumnezeu. Nu uita de unde ai plecat. Nu uita toate experiențele cu Dumnezeu, bogate, frumoase, din copilărie până azi. Dar în al treilea rând, în final, nu uita promisiunile frumoase pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Nu te uita doar în trecut, ancorează-te în viitor. Avem un Dumnezeu care vorbește la viitor. Știți că noi oamenii nu avem voie să vorbim la viitor? Și chiar dacă o facem, este ilegal din punct de vedere teologic? Auziți ce spune Cartea Sfântă? Ca o corecție gramaticală a oamenilor care vorbesc la viitor cu trufie. Zice Iacov în capitolul 4 așa: ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Sunt și pe aici oameni care vorbesc așa? Mă duc în Anglia, plec în America, o să fac business, o să câștig atât, o să vin, o să-mi cumpăr Jeep, o să-mi cumpăr buggy, o să-mi cumpăr ATV, o să fac o casă mai mare. Vorbim și așa. Și auziți ce spune cuvântul aici, ne corectează Duhul Sfânt în seara asta. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Nu știți cine suntem? Știți că zilele acestea un bărbat de vârsta mea, credincios, s-a murit aici aproape la Repedea, într-o tură cu buggy. O să mai fac o tură, mă duc pe pajuștea asta, fac o curbă cu copiii, cu el, cu un prieten, tot din Spania, a venit acasă în vacanță și la ultima curbă s-a răsturnat și a murit înaintea copilului său. Și ziarele vuiesc despre cazul acesta, când un tată de vârsta mea s-a răsturnat și a căzut buggy-ul pe el. Era în vacanță, era bine și acum în satul acesta, în biserica penticostală, este jale. Dragii mei, nu vreau să vă înfior într-o zi de sărbătoare, dar Biblia ne spune, atenție, suntem trecători. Și auziți ce spune cuvântul aici? Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți. Cum? Dacă va vrea Domnul. Dragi frați penticostali, hai să învățăm să vorbim așa. Știu tinerii de la Negrești cum se cheamă o frază care începe cu dacă. Cine știe? Cine a dat bacoa săptămâna asta sau luna asta? Cum se numește o frază care începe cu dacă? Nu prea ați învățat. Se numește condițională. Omul n-are voie să vorbească la viitor. Omului îi se cuvin condiționalele. Dacă va vrea Domnul, mă voi căsători,
Dacă va vrea Domnul, voi face business, dacă va vrea Domnul, voi sluji și mulțumim Domnului că astăzi El ne învață să vorbim românește corect. Domnul să ne binecuvinteze. Dar iată, avem un Dumnezeu care vorbește la viitor. Cu asta aș vrea să închei. Oameni, un Dumnezeu vorbește la viitor despre casa ta. Dumnezeu are promisiuni grozave pentru biserica Lui. Cine poate să facă promisiuni, zicea El, și să le și împlinească? Iată, politicienii nu pot. Uneori chiar și părinții, vă rog să iertați, zic, o să-ți cumpăr dacă iei premiu și nu ți-o cumpărat. Însă Dumnezeu ce zice face, glorie Lui. Ce frumoase promisiuni găsim în textul acesta. Mă uimește oarecum dragostea lui Dumnezeu. Spune aici, voi ridica un urmaș, îți voi da un urmaș, va ieși din trupul tău, îi voi întări împărăția, va zidi numele meu o casă, ăsta va fi un adevărat constructor, tu ai fost un războinic, el va fi constructor, am un plan special pentru copilul tău, spune Dumnezeu, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu și ascultă-mă, chiar dacă va căpăcătui, ce bun e Dumnezeu, harul meu nu se va depărta de la el. O, Doamne, îți mulțumim pentru promisiunile astea. Să-ți spună Dumnezeu că și dacă greșești, harul Lui nu se depărtează de la tine. Haideți, dragii mei, în final să ne gândim la promisiunile Lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și are promisiuni grozave pentru noi. El ne promite că va fi cu familiile noastre, glorie Lui. El ne promite că ne va da împărăția Lui Dumnezeu. Dacă promisiunile lumii, dragi credincioși, se opresc la groapă, dacă promisiunile milionarilor ale președinților opresc undeva, singurul care vorbește și promite dincolo de mormânt este Dumnezeu. Mă ancorez cu inima la final de slujire de promisiunile veșnice ale Domnului. Suntem trecători, chiar spuneam azi dimineața la predică, din când în când Dumnezeu ne mai lasă în Biblie, predicam din pilda talanților, să ne uităm printr-un gemuleț mic către veșnicie, cum va fi atunci. Cum va fi atunci când Dumnezeu ne va primi acolo, bine, rob bun și credincios. Vino și moștenește împărăția. Ce frumoase promisiuni! Chiar dacă aici pe pământ ar fi boală, chiar dacă ar fi cancer, chiar dacă ar fi sărăcie, chiar dacă ar fi să vină războiul, dragii mei, după viața aceasta, după mormânt, urmează împărăția lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care vorbește despre veșnicie, nu doar despre aici. Despre lucruri veșnice, nu doar despre cele pieritoare, binecuvântări eterne, nu doar binecuvântări de o clipă și mulțumim lui Dumnezeu pentru promisiunile Lui. Dragii mei, să nu uitați niciodată, să nu uiți, să nu uiți într-un moment ca acesta, un moment de bine, când biserica e frumoasă, când Dumnezeu te-a binecuvântat, popor al Domnului, să nu uiți cum a început totul. S-au pus poze de acum două luni, dar dacă v-ați uitat la pozele din album al negru, ați vedea mai în urmă. Și când vezi cum a început totul, te închini, în inima ta se naște reverența și zici cum a zis și David, Doamne, cine sunt eu și cine este casa mea să ajung unde sunt? Dacă vei numera toate binecuvântările și le vei socoti, vei vedea că sunt mai multe decât crezi tu și vei putea să spui ca și David, spune cuvântul aici, după cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Nu e așa că atunci când stai să numeri binecuvântările, îți dai seama că Dumnezeu a făcut lucruri mari? Și auziți cum încheie David, al treilea gând, legat de viitor. Spune așa, și ce ți-ar putea spune mai mult robul tău, David? Tu cunoști pe robul tău și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule. David recunoaște, tu vorbești despre casa robului tău și în viitor și binevoiesc să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Și ultimul verset pe care vreau să-l citesc, versetul 22, zice David așa, pentru că atunci când vezi de unde te-a scos Domnul, de unde ai plecat, când vezi binecuvântările, când îți amintești de toate promisiunile Lui, nu poți să nu zici împreună cu mine și cu David versetul 22. Haideți să-l punem pe ecran, 2 Samuel 7:22 și să-l spunem cu toții. Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule, căci nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu
afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Amin.